Işte, eu și gașca mea vom merge în excursie prin Franța vara asta. Gașcă, excursie Franța, mai tare de atât poate fi? Mm, nu cred. Am downloadat și o aplicație tare de traduceri. Se numește Pierre. Ia, uite! Mă bucur să te cunosc! Enchanté! Oh, mi se pare mie sau e fermecător! Ei, bunico, se pare că vei avea o vară grozavă. Eh, nu sunt singura. Mai știi când ai spus că vrei să-ți petreci vara lucrând la muzicata? Da? Când ne organizam excursia, a apărut această reclamă. Tabără de muzică rock and roll? Wow, ateliere de compoziție, panori cu celebrități, studiori de înregistrare? Da, știu. De aia te voi trimite. Pe bune? Da. Vor fi patru săptămâni de rock and roll și de pietre. Și au și un perete de cățărări. Mulțumesc, bunico! Mulțumesc! Mulțumesc! Există vreo bunică mai tare decât tine pe lume? Am crezut că pe asta am lămurit-o. Nu! Oh, aud mașina tatei! Abia aștept să-i spun despre asta! Hei, tată! ia mă bucur că ești aici! Mă gândeam la ce ai spus alaltă ieri, cum că vrei să-ți petreci vara lucrând la muzica ta. E amuzant că aduci în discuția asta! Deci, voi organiza o noapte a compozițiilor la cafenea, ca să-ți poți cânta piesele! Spectacolul verii cu Sidney Reynolds! Și mulți alți artiști! Nu vreau să credă lumea că fac asta pentru fica mea. Ba o fac! Frumos din partea ta, tată, dar... Știu, eu. chiar m-am întrecut pe mine acum. Dar pe bune, te poți gândi la un mod mai bun de a-ți petrece vara decât noi doi? Făcând asta împreună? Nu, tată, nu pot. Bună, Max! Ce mai faci? Bonjour, Max! Cine-i prietenul tău? Nu-i prietenul meu. E doar o aplicație de traduceri. Bine, Pierre, vorbim când rămânem singuri. Deci, i-ai spus despre tabără? Ce tabără? Oh, da, bunica voia să mă trimită într-o tabără rock and roll, dar tata a avut o idee mai bună. Vom transforma cafeneaua într-un spațiu de concerte ca Sidney să-și poată gânda piesele. Ești sigură, puiule? Da, sunt un pui foarte hotărât. E bine, dacă te răzgândești, mai e timp pentru înscriere. Sid, știu la ce te gândești. Știi? Da, dar nu te teme. Nu voi fi unul dintre părinții obsedați cu promovarea. Nu voi fi un tata ger, știi tu, ca un mama ger, dar bărbat, deci un manager. Stai, chiar ăsta era cuvântul. <fie>